Bine ați venit la un tutorial despre Photoshop. În acest tutorial vom realiza contrastul culorilor cu ajutorul la două moduri de blending speciale, folosind Dodge and Burn. Dacă nu știm ce este Dodge and Burn, ne putem duce la primul meu video în care explic despre Dodge and Burn, cum se folosește acesta. Bun, în primul exemplu, așa arăta imaginea. Și așa arată acum. Hai să dau un pic de zoom. Înainte și acum. Înainte și acum. Înainte și acum. Înainte și acum. Bun, în primul rând o să închid modificările care sunt non-destructive și haideți să începem. Ce o să fac? În primul rând o să creez un adjustment layer de Hue Saturation. Îl închid și ce voi face, îi voi da să se întunece, da? Dar ce tip de darken vreau? Color Burn. Da? Color Burn. Ok. Și acum mă duc la opacitate și scad opacitatea. Ok, dar din opacitate doar îmi face transparența să fie redusă a întregului efect. Nu, noi nu vrem acest lucru. Noi vrem ca filul să fie redus. Atât, cum să spun eu, este ca un fel de culoare a efectului care este redusă. Da? Și acest lucru face ca lucrurile să fie mai smooth, mai finuțe, mai rafinate. Deci filul îl reduc acum. Și maxim, haideți să spun, vreun 15% ne vom juca cu fil, vom folosi filul. Dau click aici, ia să vedem, încă un pic. Vreo 11. Ok! Dar nu am terminat. Dacă zic că pot să-i mai dau un pic de contrast în umbre, în shadows, am dat dublu click pe Hue Saturation și acum ridic la 100% saturația. Boom. Înainte și acum. Ok, cred că e cam mult. Mai puțin. Deci fără. Cam un 7. Bun. Acum din nou un adjustment layer de Hue Saturation. Și mă duc la Blending Mode. Și dau Color Dodge. La fel. Iau filul. Și îl scad. Ne uităm mai întâi cum era fără. Hai te rog. Deci fără efecte, ok, și cu efect, ok, bun. După care mai scad din acest efect, pentru că nu vreau ca zonele luminate să-mi piardă detalii. Și mă uit și la filul ăsta. Și cred că îi dau mai puțin. Deci ăsta avea un 7, ok, un 9. Ia să vedem, poate chiar mai multicel. Un 10, bun. După care dublu click pe Hue Saturation, ridic saturația la maxim, fără lumină cu lumină. Fără lumină cu lumină. Ok, un pic mai mic. Deci fără lumină, cu lumină. Era bine, un 10. Și asta e pe un 7. Ok, un 8. Bun, ne putem bucura, ca să spun astfel, de acest efect cum arată așa. Deci, fără efect și cu efect, fără efect și cu efect. Dar dacă este totuși prea mult, selectăm cele două leere,
Control plus G, le grupăm și reducem opacitatea la, la grup. Fără efect, cu efect, cu efect, cu efect, cu efect. Ok, undeva s-au pierdut niște o opacitate de 83%. Fără efect și cu efect. Și arată destul de bine. Hai să dau un pic de zoom. Fără efect și cu efect. Ok, se pierde un pic la ochi. Amăresc un pic opacitatea. Și mă duc la Hue Saturation și mai scad un pic la Color Burn. Bun. Și e bine. Fără efect și cu efect. Se pierdeau anumite detalii ale ochilor. Reflexii. Bun, haideți să trecem la efectul numărul 2. La imaginea numărul 2. Modelul numărul 2. Aici, tot la fel. Hue Saturation. Poc. Și o să vedem că aici se poate vedea efectul mult mai bine. Color. Burn, da? Mai întâi ardem, scoatem lumină în umbre, pentru ca după aceea să aducem mai multă lumină sau să lăsăm fără lumină. Fill. Ok. Cât e? 26, cam mult. Un 14. Bun, după care dublu click, saturație, fără saturație și cu saturație. Bun, un 12, 11 și acum din nou Hue Saturation. Color Dodge. O să am nevoie de foarte puțină lumină. De un 4, zicem un 5%. Dublu click, saturație. Un 6%. Bun. Și și aici putem să le grupăm pe amândouă și reducem opacitatea. Deci fără cu, cu efect, cu efect, cu efect. Ok. 80 și, hai să zicem 90%. Fără efect și cu efect. Și este non-destructiv, pentru că putem oricând să revenim, să modificăm orice în această imagine și după aceea. Deci pur și simplu pot să-i fac și un, hai să zicem, levels. Acum, poc. Și, de fapt, era pe dos. Levels-ul trebuia adăugat după astea, deasupra. Nu. Nu era bine. Sub ele. Îmi cer scuze. Și dau auto options, da? Poc, de exemplu, și dau find darkened. Sau îi dau astfel. Și și lui ăsta pot să îi scad opacitatea 100%. Fără și cu. Fără și cu. Și tot așa putem să ne jucăm cu tot felul de elemente. Ăsta a fost acest tutorial.